În timpul secetei, animalele sunt gata să riște cu propria viață pentru a primi măcar un pic de apă. Pavianii împreună cu puii lor se apropie foarte tare de apele în care locuiesc crocodilii. Doar o secundă și predătorul apucă puiul cu colții să-i ascuțiți. Mama reușește să scape, dar pentru pui e prea târziu. Apele sunt prea periculoase. Da, maimuțele au fost nevoite să se retragă, dar se vor întoarce și de data asta vor avea sulițe. Nu, nu glumesc și nu exagerez. Primatele chiar sunt capabile să facă sulițe și știu cum se folosește așa armă. Cimpanzeii din Senegal au apărut pe prima pagina ziarelor în 2007. An în care cercetătorii au descoperit cum aceștia vânează nevertebrate folosind unelte și arme. Astfel de descoperire a făcut cimpanzeii primele animale cunoscute de știință capabile de așa ceva. Cercetătorii au continuat să studieze comunitatea de primate și au observat altă caracteristică interesantă. Cel mai des, sulițele sunt făcute anume de către femele. 60% dintre unelte și arme au fost făcute de ele. Această inteligență a femelelor cimpanzeu nu este uimitoare. Mușchii lor sunt mici, iar pe spate sau burtică mereu atârnă puii. Deci femelele sunt nevoite să-și folosească creierul ca să dobândească mâncare, anume de aia și creează sulițe. Pentru asta, cimpanzeul are nevoie de o ramură de copac, de pe care se înlătură crenguțele mai mici cu frunze. Vârful fragil se rupe sau se roade. Apoi totul funcționează așa ca și cu orice altă suliță, cu capătul ascuțit înfigi, iar de celălalt ții. Cimpanzeii înțeleg perfect că o lovitură cu cea mai simplă creangă va fi mult mai eficientă decât lovitura cu mâna. Oamenii de știință au făcut și experimente. Le-au arătat cimpanzeilor un manechin de leopard care mișca din cap în mod desigur că deloc realist, dar foarte îngrozitor. Cimpanzeii s-au apucat îndată de crenci. Înseamnă oare asta că într-o zi la ei va ajunge ideea că pot să folosească sulițele ca să se protejeze de prădători și nu doar să vâneze? Cred că da. Mai ales că deja există dovezi că cimpanzeii și-au planificat acțiunile din timp și-au aranjat atacuri întregi. În aprilie 2015, o femelă cimpanzeu din țările de jos a dobărât o dronă cu care filma o grădina zoo Burgers. În timpul zborului, drona a atras atenția mai multor cimpanzei. Ei apucau crengi și se urcau acolo pe unde zbura drona, dar nu i-au făcut nimic. În schimb, când aceasta s-a întors, animalele deja erau pregătite. Două femele erau deja acolo unde drona urma să se oprească în aer și țineau în mână ramuri lungi. Anume, cu aceste ramuri au doborât drona fără probleme și au făcut asta fără nicio frică. Asta au observat și primatologii care se pricep în emoțiile maimuțelor. Dar haideți să lăsăm primatele. La urma urmei, cimpanzeii seamănă prea mult cu noi, iar faptul că și-au dat seama că pot folosi arme e cumva logic. Dar iată, cacadu, ei sunt niște păsări destul de inteligente, dar nu te aștept să declare război omenirii. Recent, la sfârșitul lunii noiembrie în 2022, un cacadu mare în Melbourne apuca ghiveci cu flori care stăteau pe pervaz și le arunca jos. Ei, și toate bune, dar asta se întâmpla la înălțimea etajului 4. Vă imaginați ce poate face un ghiveci care ar ateriza pe capul omului de la așa înălțime? Unul a aterizat pe baldachinul unei cafenele, a ricoșat într-un camion parcat și apoi a ajuns jos pe drum. Altul aproape că i-a aterizat unui electrician local în cap. După aia a și început să avertizeze pe toți locuitorii blocului despre pericol. Mulți spun că pasărea doar se juca. Dar un fel de război durează deja de mult timp între cacadu și australieni. Cercetătorii au numit asta cursa înarmării speciilor. Locuitorii Sydney-ului încearcă să inventeze cât mai multe măsuri de prevenire a raidurilor cacadu asupra coșurilor de gunoi. Au fost documentate cel puțin 52 de combinații de metode de a alunga păsările. Dar problema e că cacadu sunt chiar inteligenți și ca orice alt animal sunt atrase de resturi de mâncare. Inteligența plus ciocul ascuțit le oferă disponibilitatea la coșuri de gunoi.
în ciuda tuturor oamenilor. Dar asta e doar o parte a problemei. Treaba e că papagalii cacadu din Sydney învață unii de la alții. Capacitatea lor de a deschide coșurile de gunoi s-a răspândit în 44 de suburbii timp de 4 ani. E foarte rapid din punct de vedere a învățării animalelor să facă ceva. Și procesul ăsta nu este deloc ușor. Ca să deschidă capacul coșului de gunoi, pasărea nu doar că trebuie să exercite o forță destul de mare, ci și să realizeze o anumită succesiune vicleană a acțiunilor. S-ar părea că este foarte dificil, dar papagalii pur și simplu urmăresc cum o fac alți tovarăși, care deja cunosc asta. Apoi încearcă să repete și repetă până nu le reușește. Dacă sincer, mă impresionează capacitatea lor de a învăța. Dacă aș fi în Australia, mi-aș lua nu o pisică, ci un cacadu. Dacă învață unii de la alții atât de rapid, unde este garanția că în curând nu vor învăța să arunce toți ghiveciuri cu flori peste oameni? Mai ales că ei deja creează anumite probleme și se luptă activ cu ceea ce de fapt viza lupta cu ei. În aceeași Australie, un papagal a fost observat cum îndepărtează aceste rânduri de ace pe care oamenii le instalează pe clădiri ca să nu stea pe ele papagalii cacadu. Ținând cont de viteza lor de învățare, nu va trece mult timp până toți papagalii își vor da seama că pot să facă asta. Ce spuneți despre păsările care pot folosi arme? Din fericire, nu arme de foc, deși există dovezi de luptă între gaiță și a unui corb american. Corbul mânca din hrănitor. Gaița mult timp a încercat să-l alunge, deși nu i-a ieșit nimic. La urma urmei, gaița a zburat în cele mai apropiate tufișuri, a rupt o crenguță și s-a întors la corb, înțepându-l cu vârful ascuțit, și acea crenguță îi venea perfect gaiței după dimensiuni. Cercetătorii au concluzionat că era o armă, doar că arma asta nu prea a ajutat-o. Corbul s-a repezit la gaiță, aceasta a scăpat crenguța, corbul a ridicat-o și a zburat după pasărea obraznică. Dacă sincer, din perspectiva gaiței era o mișcare foarte riscantă, fiindcă anume corvidele sunt cunoscute pentru producerea și folosirea unei varietăți mari de unelte. Un exemplu viu sunt ciorile din Noua Caledonie. Ele folosesc un rând de instrumente pentru a dobândi hrană și sunt singura specie care în afară de om face cârlige. Adică păsările aleg crengile cu grijă și le îndoaie sub un unghi definit, ca să poată apoi să scoată comod insectele din găuri și crăpături. Ciorile simple în general folosesc crengile pentru luptele comice, un fel de armă de lemn pentru cei care încă nu s-au învățat să se folosească de săbii adevărate. Dar chestia e că în loc de săbii, ciorile au niște ciocuri și gheare puternice. În comparație cu ele, crengile sunt nimica toată. Așa că păsările pur și simplu le folosesc în luptele de joacă, ca niște copii. Adică sens în asta e zero, dar e amuzant. Chiar și papagalii cacadu care aruncă ghiveciurile de la înălțime nu arată atât de periculos în comparație cu elefanții. Este cunoscut că elefanții pot să aleagă unele obiecte grele, de exemplu pietre sau oase, și să le arunce în cei de care nu le place. În automobile, de exemplu, sau chiar în oameni. Și o fac ei cu exactitate mare. Dar să nu credeți că ne urăsc într-un mod special. Elefanții aruncă cu obiecte unii în alții, atunci când lupta escalează sau în timpul jocului. În plus, elefanții aruncă bușteni sau pietre în garduri electrice. Da, anume acele garduri pe care oamenii le pun ca anume elefanții să nu se apropie de locuințele și culturile oamenilor. Electricitatea ar trebui să sperie animalele, dar să învățați să se lupte cu ea. Putem spune că elefanții folosesc pietrele pentru războiul de asediu, în care dărâmă fortificațiile umane. Iar dacă vorba merge doar despre niște garduri electrice. Am menționat deja că elefanții aruncă pietre în automobile, da? Asta o fac nu doar cei sălbatici, ci și cei care, mai mult sau mai puțin, s-au obișnuit cu oamenii. Atacul poate să se întâmple spontan, chiar și atunci când oamenii se străduie să nu înfurie elefantul. La urma urmei, el oricum se va enerva și în dumneavoastră poate să zboare o piatră. Nici elefanții de la zoo nu-și prea schimbă obiceiurile și asta uneori are consecințe foarte triste.
Astfel, într-un zoo din Coreea, o doamnă a fost rănită grav la cap, când elefantul a aruncat în ea o piatră. De ce? Pentru că așa a vrut el. Iar în Maroc, în 2016, de la așa aruncătură de piatră, în general a murit o domnișoară. Lovitura era atât de tare că nici primul ajutor și nici medicii nu au putut să o ajute. A decedat peste câteva ore după ce a fost dusă la spital. Dar știți ce este și mai uimitor? Elefanții, aceste creaturi mari și stângace, câștigă luptă chiar și cu muștele. Pentru asta folosesc niște ramuri, iar cu aceste ramuri plesnesc insectele enervante. Studiile au confirmat că numărul de lovituri creștea atunci când se găseau mai multe muște prin apropiere. Iar numărul lor într-adevăr scădea cu 43% când animalul avea la îndemână sau la îndetrompă niște crengi. Dacă ați încercat măcar vreodată să plesniți o muscă care tot zboară în jurul vostru, știți că nu este o sarcină deloc ușoară, iar elefanții reușesc. Mai mult decât atât, uneori special modifică ramurile, rup părți dintre ele ca să le scurteze sau îndepărtează frunzele în plus, așa că elefanții pot utiliza obiectele nu doar drept instrumente, dar și să le îmbunătățească, ca să îndeplinească mai bine sarcina. Chiar și pentru așa animale inteligente, acest lucru este foarte tare. Dar animalele nu mereu folosesc unelte sau instrumente pentru a-i face rău cuiva. În pădurile din Africa de Vest, oamenii de știință au observat niște cimpanzei masculi adulți care se comportau ciudat. Adică straniu chiar și pentru cimpanzei. Luau o piatră, strigau, apoi aruncau piatra în copac și fugeau. Ce sens poate avea asta? Pietrele erau aruncate în diferiți copaci, dar unii dintre ei erau mai populari decât alții. Sub ei se găseau murmane întregi de pietre. Știu oare oamenii de știință de ce se întâmplă asta? Păi nu sunt siguri, dar au unele presupuneri bazate pe cercetări. Se pare că cimpanzeii preferă să arunce pietre în copacii care atunci când sunt loviți emit un sunet mai bogat și mai îndelungat. Asta vorbește despre faptul că sensul acestor acțiuni ciudate stă într-o comunicare încă neînțeleasă de oameni, sau poate că le place sunetul și astfel creează propria muzică. Am spus că nu toate animalele folosesc instrumente pentru a provoca rău cuiva, dar apoi am aflat despre caracatițe. Acestea adună diverse deșeuri din apă și apoi le aruncă una în alta. Oamenii de știință nu știu de ce asta se întâmplă. Poate în așa mod o caracatiță îi spune alteia să se țină departe de ea. Sau pur și simplu aruncă cu deșeuri din cauza că n-are dispoziție și din întâmplare nimerește într-un tovarăș. Folosind organele cu care se deplasează, aruncă scoici, sau nu chiar aruncă, ci mai degrabă le scuipă, cu ajutorul unui jet de apă sub presiune. Un fel de motor de reacție inversă și nicio explicație clară de ce se întâmplă asta nu există. Prieteni, scrieți-ne în comentarii ce ați învățat nou din episodul de astăzi. Nu uitați să ne dați un like și să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata următoarele episoade. Pe curând!